Enigma lui Omega, capitolul 43 Hușen cu mult timp, apoi strânse din dinți și spuse Humoiu, ce faci? Humoiu rămase tăcut. Mintea lui era în derivă și nu putea rezolva problema. Singurul lucru de care era sigur era că nu voia să se căsătorească cu Zu și Aușu. Va aștepta până când mintea îi va fi limpede, dar nu o putea face acum. Copilul lui era încă în secție, în spatele lui. Este din cauza lui Shentai? După ce îl văzuse pe Humoyu folosind hainele lui Shentai pentru a-și construi un cuib în timpul perioadei sale sensibile, Hushen avusese deja o presimțire proastă, dar tot credea că fiul său nu va fi emoționat și sensibil ca un omega de speță joasă. Humoyu spuse cu o voce adâncă, Tată, am ceva de făcut, hai să vorbim despre asta mâine." După apusul soarelui, frigul de primăvară invadase pe ușile și ferestrele din secție, care fură în mod evident închise, dar temperatura scăzuse deja semnificativ. Șentai purta doar un plover subțire, de fapt era mai frig decât era atunci când ieșise înainte de zori, dar Cici era atât de ferbinte încât ignorase complet căldura și răceala și abia acum simțea că este frig. Se uită la telefonul lui. După un timp, asistenta a venit și îi luă temperatura lui Cici. Dintr-o dată, greutatea îi căzut pe umeri, fum conjurat de parfumul lemnos rece și de temperatura corpului cald de feromon din lemn de abanos. Deveni puțin agitat. Humoiu se așeză lângă el și îl ținut de mână pe șentai, în timp ce acesta încerca să-și scoată haina pusă pe umeri. Porto! Ești îmbrăcat subțire. El ținu încheietura mâinii lui Shentai și se încruntă. Era îmbrăcat prea subțire și părea atât de fin. Era ca un porțelan prețios care putea să se spargă în orice secundă. Shentai își retrase mâna și privind tăcere la Cici a dormit. Acesta părea mult mai bine și probabil că nu se mai simțea confortabil. <coughs> Febra ar fi fi să dispară, dar pentru a fi în siguranță ar trebui să stai aici în seara asta. Humoiu continuă, cele mai multe lucruri sunt aici, dacă mai ai nevoie de ceva, doar spune asistentei. Și dădu din cap, secția VIP în care locuia Cici, acum era mai luxoasă și mai confortabilă decât un hotel de cinci stele, era într-adevăr mai sigur să-l observe pentru o noapte aici. Nu sta la hotel după ce ești externat, mută-te în același apartament ca data trecută, ci, ci ar trebui să trăiască într-un mediu mai bun. Shentaie și întai și întoarse încet capul și se uită la humoiu. Am încetat să mai stau în acel hotel cu mult timp în urmă, acum stau la casa lui Mei. Humoiu trebuie sări ușor. De asemenea, ai spus că dacă nu ai putut să mai la telefon, te-ai dus la hotel să mă găsești. Shentai părea foarte calm. Din moment ce a început să mă monitorizez, cred că știi totul despre decizii, demisia mea. Hu Sheng, lasă deoparte relația dintre noi. Nu-mi spune, te cobori atât de tare pentru a îngreuna lucrurile unui angajat care nu a făcut nimic rău? Atmosfera tensionată dintre cei doi deveni în cele din urmă din nou tensionată, iar Humoyu se încruntă Vreau doar să amân, astfel încât să ai mai mult timp să te gândești la asta, în loc să iei o decizie impulsivă, că ceva care să te afecteze pentru rest, tot restul vieții. Decizia mea a fost luată acum un an. Atai! Uită-te la Cici. Este prima dată când este bolnav, dar nu va fi și ultima. Cine va avea grijă de el când ești la serviciu? Ce fel de mediu și de resurse educaționale va primi? Indiferent de școală sau de job, el nu se va putea bucura de o educație bună și nu va avea un spațiu mai bun de performanță. Humoiu era într-adevăr un bun negociator. La masa de negocieri, el era conștient de nevoile celeilalte părți, își cântărea propriile jetoane și căuta să maximizeze beneficiile. Păcat că Shentai nu era partenerul sau competitorul lui. Shentai spuse încet, Mediul spitalelor publice este puțin rău, dar cei mai mulți oameni au fost vindecați acolo. Unii copii au șofer care să-i ducă la școară, dar copiii care iau autobuze și taxiuri electrice nu se vor îmbolnăvi doar pentru că i-a prins un pic ploaia. Doar pentru că această carieră a mea a fost întârziată de un an, nu înseamnă că nu mă pot întoarce pe drumul cel bun. Am încredere în mine și îi pot oferi lui Cici o viață bună. Se uită liniștit la humoiu. Avem diferite definiții ale binelui. Familia ta are bogății nesfârșite. Nu te-au neglijat părinții tăi. Tatăl tău este hotărât să te facă un moștenitor perfect, iar mama ta nu poate face față situației pentru că a pierdut un copil. Crezi că este bine pentru tine să ai bani și putere să urmărești în mod constant victoria? Eu nu cred. Și nu îmi voi educa copilul așa. Fața lui Humoiu se întunecă treptat. Crezi că dacă îmi dai bani și o viață materială bună, ar trebui să accept să fiu amanta ta și să las ca eu și fiul meu să avem acest statut inferior?" Şentai zâmbi bat jocoritor ar, ar fi ca și cum nu mai știu ce este binele și răul." Eu... Hușian Shen!" Şentai nu-i dăruși șansa să vorbească. Te-ai gândit la mine în perioada susceptibilă și ai simțit că mă placi. Sunt doar consecințele mărcii. Când te vei căsători cu soția potrivită, nu vei mai avea nevoie de mine. Humuiu se uită la ochii limpezi și reci ai lui Shentai, simțindu-și inima grea. Cu cât nu putea uita mai mult privirea admirativă pe care Shentai i o arunca în trecut, cu atât mai mult nu putea suporta rezistența și înstrăinarea față de această persoană. Așa crezuse și el. Dorința lui pentru Shentai era doar o sechelă a mărcii, dar în anul dinaintea perioadei susceptibile nu existase nicio zi în care Shentai să fie cu adevărat uitat. El nu se putea baza decât pe cunoaștere și pe bunul simț pentru a găsi o emoție sim similară în lumea seculară, dar nu o găsise nu înțelegea ce îi se întâmplă. Anul acela devenise insomniac, noaptea plângea, nu putea dormi fără șentai, aerul fără el îi se părea irespirabil, nu putea mânca, nu putea gândi, nu putea trăi. El nu credea că ar trebui să respingă apariția emoțiilor. Era și el o ființă umană, dar trebuia să controleze impactul emoțiilor asupra luării deciziilor. Nu îi putea permite lui Shentai, o persoană care îl putea influența să fie departe de el, pentru a nu fi controlat de el. El gândise, se frământase, întorsese situația pe toate părțile și ajunsese la o decizie. Orice acesta îi cerea, el putea și trebuia să-l obțină. Avea nevoie de șentai. Dar iată că șentai îl respisese în mod repetat, indiferent cât de ușor sau de greu a încercat, indiferent cât de rezonabil ar fi fost, indiferent de promisiunile sale generoase, era evident doar un omega care nu avea rezistență. Așa că, de ce era atât de încăpățânat și de dur, făcându-l neliniștit și confuz? Toată fața lui era pierdută. Influența lui Șentaie asupra lui devenise atât de mare încât îl speria. Cum putea continua să trăiască dacă îl lăsa pe Șentai să plece? În acel moment, asistenta bătu la ușă și intră. Șentai se întoarse și se ridică în același timp. Ea luă temperatura lui Cici și spuse zâmbind. Desigur, febra a dispărut. A băut lapte tocmai acum? A băut. Ar trebui să fie bine în curând. După ce va mai mânca câteva mese, se va simți mai bine și se va recupera. Așa sunt copiii." Shentai răsuflă ușurat. Mulțumesc." Asistenta dădu niște instrucțiuni și părăsi secția. Shentai scoase haina lui Humoyu de pe umer și o dădu. hușan Sheng, tu întoarce-te primul. Voi sta aici cu Cici toată noaptea." Humoyu se uită la Shentai cu pupilele lui întunecate și grele. Și eu vreau să stau cu el. Feromonii mei îl pot mângâia pe Cici, el m-a acceptat. Acum este bolnav, nu te voi mai deranja când se va face bine. Shentai continuă să îi împingă haina în mâini cu o expresie plictisită. Hu Sheng, îți mulțumesc pentru tot, te rog să pleci. O lumină aprigă străluci în ochii lui Humoyu, în timp ce apucă haina, apoi, într-o mișcare rapidă ca unei feline, el își folosi puterea pentru a-l strânge în brațe pe Shentai. Parfumul slab de epifilium îi umplu inima și plămânii și nu mai voia să-i dea drumul. Șentai tresări, dar își aminti imediat că Cici încă dormea lângă el. Să strige și să reziste nu putea fi benefic. Vocea lui Humoiu fu atât de răgușită și transmise un fel de durere care nu putea fi îndepărtată. Nu mai fi atât de încăpățâna bine?" Să fim ca înainte. Te voi face fericit și împlinit. Îți voi oferi tot ce dorești. Voi face din tine cel mai puternic și mai bogat Omega. Nu spusese asta nimănui în viața lui. Nu gândise asta niciodată în viața lui. Pentru el, aceasta era deja ca o cerere în căsătorie. Era Omega lui, parte integrantă din Corpul și ființa lui. Nu știa de ce el alfa tuturor alfa, era atât de slab în fața unui simplu omega. Nu vreau să fim ca înainte. Înainte te bucurai de toate beneficiile și eu suportam toată durerea. Ochii lui Humoiu se umplură de lacrimi de durere întortocheată, de neputință și de o senzație de înfrigurare. Membrele îi se înțepeniră și treptat îi dădu drumul lui Șentai. În cele din urmă, aruncă o privire adâncă la omega lui și la fiul său, își apucă haina și plecă fără să se uite înapoi. Șentai dormi intermitent câteva ore în spital. Se trezea ori de câte ori cici, făcea vreo mișcare, dar cel puțin se odihnea. După ce temperatura fuluată a doua zi de dimineață, Șentai fu externat și plecă cu cici. Când se întoarse la casa lui Zimei, acesta se dusese deja la muncă, îl puse pe Cici deoparte și începu să răspundă la mesajele lui Bai Wan și Xiao Di. Deși fusese la spital, el nu voia să le spună, așa că făcu o fotografie cu Cici dormind ca de obicei pentru a raporta că este în siguranță. După un timp, Bai Wan sună. Shen știa că Bai Wan va întreba despre demisia sa. După ce se gândi la asta, a putut spune doar adevărul – dacă cariera sa era pătată de concediere, căutarea unui loc de muncă va fi cu siguranță frustrantă. D Dar Bai Xianguan fu foarte supărat după ce a auzit asta. Ce fel de logică nenorocită este aceasta? Humoiu nu a aprobat el însuși concediul medical lung? De ce te face deliberat de rușine așa? Sunt niște lucruri neplăcute între noi. Shentai nu voia deloc să continue acest subiect și se prefăcu că zâmbește ușor. Oricum, în sfârșit, voi demisiona. Mai am niște chestiuni banale. După ce le voi rezolva, mă voi întoarce la Lanshen în două zile. Voia să vadă starea lui Cici complet recuperată înainte de a îndrăzni să zboare din nou. Bine, dacă ai dificultăți, spunem direct. Poziția de aici ți-a fost rezervată. Mulțumesc, Baidagă, nu fi politicos cu mine, ești bine cu Cici, mi-e puțin dor de el. Bai Shanwan zâmbi, mă simt activ când sunt cu el și nu m-am obișnuit acum că pot să nu-l aud plângând. Este foarte drăguț și este foarte apropiat de bunica mea când o vede. întai zâmbi, de asemenea cred că este dor de tine și de și Bai Baișean Oan făcu o pauză și spuse cu o voce blândă. Atai, vino acasă cât mai repede. Și îmi simți o căldură în inimă. Bine. După ce închise telefonul, Shentai a început să-și planifice următoarea acțiune. Plecă în la grabă și nu luă multe lucruri cu el. De vreme ce, de data aceasta, chiar pleca, unele lucruri mai trebuiau rezolvate. Trebuia să comunice cu bunica lui în avans și să aleagă un moment în care Shenzhen nu era acasă pentru a se întoarce și a-și împacheta lucrurile. Angajase două femei să aibă grijă de bunica lui, deoarece ea nu voia să meargă cu el la lanșen. Plecarea de acasă va provoca durere, dar locul în care trăise până acum el și Cici era adevărata lui casă. Se întâmplase că Șencin plecase pentru două zile, iar Șentai îl aduse acasă pe Cici. Bunica avea grijă de Cici, iar Șentai petrecu o zi întreagă împachetând șapte cutii mari, dintre care majoritatea erau Cărți, materiale, agende și multe picturi și obiecte de artizanat pe care el și bunicul său le făcuseră împreună. Aceste lucruri vechi purtau multe amintiri. De fapt, el nu voia să le ia cu el, dar casa aceasta era prea mică pentru a le depozita aici. Qin adunase multe lucruri care erau foarte importante pentru el. Uneori îi invidia pe oameni ca Șencin. A fi egoist părea a fi o cerință obligatorie pentru a trăi o viață fericită. Se întunecase când termină de împachetat, iar Shentai chemă o companie de logistică pentru a ridica mărfurile dis de dimineață. Bunica o rugă pe îngrijitoare să cumpere mâncarea preferată a lui Shentai și ea însă își găti o masă cu bunătăți. Trecuse mult timp de când nu gustase din bucătăria bunicii și nu știa de câte ori va mai avea ocazia să mănânce, Gândindu-se la viitor, era atât de trist încât voia să plângă. Noaptea, el și Cici dormira acolo. Camera lui fusese deja ocupată de șencini și era plină de parfumul florilor de portocal. Pe măsură ce un omega îmbătrânește, mirosul feromonilor va deveni din ce în ce mai slab și vor alege să se decoreze pe ei înșiși și spațiile lor de locuit cu mirosuri similare. Aceasta nu este doar o măsură de salvare atunci când oamenii se confruntau cu îmbătrânirea, ci și o modalitate bună de a-și regla sănătatea. Dar nu-i plăcuse niciodată această aromă. Desigur, era profund dependent de feromonii din flori de portocan, la fel cum Cici se baza pe feromonii săi, dar după ce devenise puțin mai înțelept și după nenumărate încercări de a se apropia de tatăl său, după ce înțelesese că tatăl său nu-l place, Treptat îi displăcuse floarea de portocal. Acum, din cauza antipatiei lui pentru șencin, se simțea chiar dezgustat. De parcă ar fi avut o înțelegere tacită, nici lui Cicin nu îi plăcu și refuză să doarmă. Șenta îl duse în camera de zi ventilată și îl convinse să doarmă o oră. După o zi plină, Șentai era atât de obosit încât cu greu se mai putea ține pe picioare și a dormit. A doua zi dimineață, Shentai se trezi de vreme și făcu mici wonton pentru bunica lui. După micul dejun, primi un apel ciudat. Shentai crezu că este logistica, dar când răspunse la telefon, auzi o voce care părea asemănătoare cu deja vu. Bună ziua, Gong Shen! Vă amintiți de mine? Sunt avocatul Chen Wei. Inima lui Shentai sări o bătaie. Ce vrea să facă Humoyu? Shentai strânse din dinți. Unde ești acum? Putem vorbi? Înfruntând furia lui Shentai, avocatul Chen rămase foarte calm. Te rog, crede-mă, această întrevedere este foarte importantă pentru tine și pentru copilul tău. Dacă insiști să nu vii, în cele din urmă vei dori să-l vezi tu însuți pe Hu Shen, deci cred că ar fi mai bine să comunicăm mai întâi. Shentai simți doar zgomotul bătăilor inimii în piept și nu se putea calma. O jumătate de oră mai târziu, Shentai îl întâlni pe avocatul Chen la o mică cafenea din apropierea casei lui. Judecând după creșterea în greutate a avocatului Chen, trebuie să fie avut un an plin de împliniri. Să se ocupe de afacerile juridice ale companiei și a fi capabil să se ocupe de treburile personale ale șefului, însemna probabil că devenise numărul unu legal al avocaților grupului. Avocatul Chen avea un zâmbet decent și se uită deliberat în spatele lui Șentai, ceea ce probabil însemna: Unde este copilul? Shentai nu avea nicio intenție să-i explice. După ce se așeză, spuse fără expresie, avocat Cen, vă rog, vorbiți. Avocatul Cen își ținu servieta și încet scoase un teanc de hârtii de îndată ce fui invitat. În schimb, dădu din cap cu blândețe și chiar cu un anume respect către șentai. Gonșen, deși sunt un străin, am fost martorul relației dintre tine și Hușan Sheng pe tot parcursul drumului. Sosirea acestui copil, avocat Chen. Shentai refuza să accepte acest truc și îl întrerupse. Vorbește direct dacă ai ceva de spus. Avocatul Chen nu se simți jenat și început să efectueze operațiunea de bază, scoaterea documentelor. Apoi puse mâinile pe masă și arătă un zâmbet sincer, care putea fi numit măgulitor. Gung Shen. Hu Shansheng a făcut un test de paternitate lui Shen Yue, dovedind că acesta este fiul său biologic. Sfârșitul capitolului 43